Astăzi vom vorbi despre dizolvare și anume factorii care influențează dizolvarea. Ai învățat deja că în natură substanțele se găsesc în general sub formă de amestecuri, omogene sau eterogene. De asemenea, știi că amestecurile omogene, formate din două sau mai multe substanțe, se numesc soluții. Exemple de soluții. Soluțiile pot fi soluții solide, cum ar fi aliajele, oțel, fontă, bronz. Pot fi soluții gazoase, cum este aerul. Aerul este format din azot 79%, oxigen 20% și alte gaze aproximativ 1%. De asemenea, soluțiile pot fi și lichide, cum ar fi apa de la robinet, tinctura de iod, saramura sau spiritul medicinal. Soluțiile se formează în urma unui proces de dizolvare. Dizolvarea este fenomenul fizic în urma căruia o substanță, solidă, lichidă sau gazoasă, se răspândește uniform printre particulele altei substanțe, formând un amestec omogen. Factorii care influențează dizolvarea. Substanțe și ustensile necesare. Apă, zahăr, pahare Berzelius, baghetă. În două pahare Berzelius se introduc una-două spatule de zahăr. Se adaugă apoi în fiecare pahar câte 100 de mililitri de apă. Într-unul dintre pahare se amestecă soluția cu ajutorul unei baghete. Privește cu atenție. Ce observi? Apoi, în două pahare Berzelius se introduc din nou 1-2 spatule de zahăr. Într-unul dintre pahare se adaugă apă caldă, iar în celălalt apă rece. Privește cu atenție. Ce observi? În cel de-al treilea experiment, într-un pahar Berzelius se introduc 1-2 spatule de zahăr cristalizat, iar în celălalt zahăr pudră, adică zahăr mai fin divizat. Se adaugă în fiecare pahar 100 de mililitri de apă. Se amestecă cele două soluții din cele două pahare cu ajutorul unei baghete. Privește cu atenție. Ce observi?
observații. Tu ce ai observat în cazul celor trei experimente? În primul experiment, zahărul s-a dizolvat mai repede în paharul în care s-a amestecat cu bagheta. În cazul experimentului 2, zahărul s-a dizolvat mai repede în apa fierbinte decât în apa rece. Iar în experimentul 3, zahărul pudră s-a dizolvat mai repede decât zahărul cristalizat. Concluzii. Ce concluzii putem noi trage din acest experiment? Și anume că factorii care influențează dizolvarea substanțelor solide în apă sunt agitarea componentelor. Am observat că agitarea mărește viteza de deplasare a particulelor și desprinderea lor din substanța solidă. Temperatura. De asemenea, am observat că creșterea temperaturii grăbește dizolvarea substanțelor solide. Dimensiunea particulelor. Gradul de mărunțire a substanței dizolvate, astfel că o substanță divizată în particule mai fine se dizolvă mai repede. Exemple din viața de zi cu zi de soluții obținute prin dizolvare, și anume băuturile răcoritoare, laptele sau soluțiile perfuzabile. Toate acestea sunt soluții. În gospodărie folosim diferite soluții în activitățile casnice. Identifică și tu 5 soluții folosite în gospodărie și completează pe caiet tabelul de mai jos. Mult succes!